Bobul de Grâu. Într-un sat trăia un om foarte sărac ce avea mulți copii. El a plecat să-și câștige pâinea în alt sat din apropiere. După o săptămână de lucru, a primit drept plată pentru munca lui un sac de grâu. S-a bucurat bietul om, cât 7 guri flămânde l-așteptau acasă. Cu sacul în spinare, pentru a nu cheltui nimic cu transportul lui, mergea săracul pe arhița dogoritoare, suflând din greu. Obosit, s-a oprit la marginea drumului, la umbra unui copac. Deodată, a văzut venind prin praful șoselei o trăsură frumoasă, trasă de 4 cai. În lumina soarelui, hamurile telegarilor și hainele vizitiului sclipeau de-ți lua ochii. Un domn, îmbrăcat cu haine scumpe, ședea în fața trăsurii. Săracul, orbit de atâta frumusețe și bogăție, privea uimit și nu-i venea să creadă când trăsura se opri în dreptul lui, iar bogatul, întinzând mâna, îi spuse: „Dă-mi și tu ceva!" „Dar eu sunt sărac, domnule, nu am nimic de dat." „Dă-mi și tu ceva!" a vorbit din nou bogatul. Săracul a privit îngândurat. „Dă-mi și tu ceva!" a cerut a treia oară străinul. Pentru a scăpa de el, nevoiașul a deslegat sacul și, luând cu zgârcenie un bob, l-a întins zicându-i: „Iată, ține o fărâmă din pâinea copiilor mei." Bogatul primi bobul și făcu semn vizitiului să meargă înainte. Porni cu povară pe umeri și săracul. Ajuns acasă, a răsturnat boabele din sac pentru a le trimite la moară. Dar mare a fost mirarea tuturor când văzură strălucind în grămadă răsturnată un grăunte de aur. Acum se făcu lumină mintea omului și pricepu că darul lui, Bob de Grâu, îi fusese întors înmiit prin trimisul lui Dumnezeu. O, de-aș fi fost mai darnic, cât de multe boabe de aur aș fi avut acum. De ce nu am dat un pumn măcar?